Într-o societate coruptă, a exista înseamnă a fi corupt. Uită-te atent la cei din jurul tău, cum corupt din greu și nemilos, fără grimase, fără jenă. Acum, uită-te la tine. Tu ești corupt? Nu am plecat capul. Nu mai vorbim în șoaptă despre corupție. Nu mai tolerăm corupția. Eu, ochiul public, ordon să scoatem corupția din culise. Vocea adevărului trebuie auzită. Bună ziua! Eu sunt consiliera Ivanovna. Știți care este funcția unui consilier? Nu. Nu știți, dar eu o să vă spun. Să observe și să monitorizeze toate activitățile primarului și, dacă se poate, să nu fie niciodată de acord cu el. Azi, Republica Moldova, în casa emotivului Ivan Primarovici, va avea loc o ședință cu ușile închise, unde sunt invitați următorii funcționari publici, aflați în slujba poporului. Educația Ivanovna, Medicina Ivanovna, Justiția Ivanovna, Polițist Ilici, Inspectorița Fiscalovna, Vaneș Ivanovici și, desigur, Miss Primarovna. Eu nu am ajuns întâmplător în Consiliu. Am fost ajutată de către Centrul Național Anticorupție, care m-a însărcinat să țin sub observație toți funcționarii publici și să-i renunț dacă este nevoie. Desigur, pentru o sumă frumoasă. Azi, la noi, în vizita de lucru, vine Excelența sa, Corupția Ivanovna. Despre acest eveniment știe doar Ivan Primar, și săracul de el are emoții. Vă invit să urmăriți reacția celorlalți funcționari de desfântăină. Să înceapă bâlciul. Astăzi vreau să mă listez. Welcome!
V-am chemat aici ca să vă aduc la cunoștință că la noi în vizită vine cea mai iubită și cea mai respectată personalitate, cea mai responsabilă făptură a secolului 21, precum și cea mai înfocărată luptătoare contra sărăciei, excelența sa, Corupția Ivanovna! Cine? Corupția Ivanovna! Și când vine? Azi! Domnul primar, ce trebuie de făcut? Trebuie să o primim așa cum scrie legea. Dar cum scrie legea? Că eu nu știu. Închide gura! Liniște! Vei primi tot vă primi așa cum scrie legea. Problema este unde o cazăm. Eu propun să o cazăm la polițiști mici. Închide gura! Nici nu se discută, la mine se află mama sa. Vă știți ce părere are mama sa despre corupția Ivanovna? Dar ce părere? Că eu nu știu. Închide gura! Liniște! Mama sa așa spunea. Să nu dai niciodată mită, să nu dai niciodată mită, să nu dai niciodată mită, că te pestem! Dar să iei mită... Glumești, 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 vrei să-i frigă degetele, 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 sau să-l opărească, iască, iască, Doamne ferește, ește, ește! Închideți odată gurile celea! Închide-o tu! Gata, măi, terminați odată! Mai bine dați idei cum să o întâmpină pe excelența sa corupția lui Ivanovna și să o facem să se simtă bine! Domn primar, eu propun să organizăm o petrecere cu muzică, dansuri, voie bună... Adică propui să o îmbătăm? Și așa mai departe. Doamne ferește! Doamne ferește! Păzească-ne statul, excelența sa, corupția Ivanovna nu pune picătură de alcool pe buze, ci că îi întunecă judecata. Adevărat, vorbește. Legea nu permite. Dar cu ce scop vine la noi? Ca să ne învețe cum să fim mai maleabili, isteci, fără de complexe atunci când trebuie să dăm și să luăm mită. Asta, dragii mei, se numește training. Închide gura! Liniște! Ca să fie clar pentru toată lumea, am să traduc. Va trebui să învățăm cum să scăpăm de tremuriciul mâinilor, cum să nu ne roșim caracul și, cel mai important, să nu asudăm și să nu ne bâlbâim, clar? Dar de unde știți că vine anume la noi? De unde, de unde? Știu eu, Vanes Ivanovici, cel care știe tot. Cine iese, cum iese și ce iese din țara asta? Liza, prima dragoste a lui polițist Ilici, și secretara corupției Ivanului. Bună fată, Liza! Terminați odată! Mai bine dați idei unde o cazăm pe excelența sa corupția Ivanovna! Eu știu! Și eu știu! Liniște! Hotănel, vrei să-ți spun? Corupția Ivanovna este chiar aici. Abia așteaptă să fie primită. Aici? Da. Să ne pregătim pentru întâmpinarea excelentei sale, corupția Ivanovna! Thank you.
Bine v-am găsit! Eu sunt prezidenta voastră. Eu vă hrănesc și vă întrețin. Eu vă îmbrac și vă odihnesc peste hotare. Eu vă dau și funcții, și fotolii. Eu vă fac toate cele și vă îndeplinesc toate dorințele. Iar voi aveți o singură responsabilitate. Să mă iubiți și să mă promovați mult mai mult decât pe voi înșivă. Eu trăiesc după o singură regulă. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Punct! Lizăcica, ai cuvântul. Mulțumesc. Și acum, 10 sfaturi utile care trebuie învățate ca pe propriul meu. Aveți pe ce scrie? Da. Scrieți! 1. Mita nu este un păcat. Ea este o lege a naturii. 2. Dacă vreți să aveți o viață frumoasă, faceți-vă vameși, inspector fiscal, politicieni, judecători și așa mai departe. 3. Nu vă angajați ca funcționari publici dacă nu puteți să luați sau să dați mită. 4. Trebuie să luați mită doar atunci când nu vă vede și nu vă aude nimeni. 5. Să nu uitați că aveți superiori. 6. Când dați mită, întrebați-vă dacă o dați cui trebuie. 7. Niciodată, niciodată să nu luați mită în valută care se tăbălește prin jos. 8. Niciodată să nu întrebați cât să luați. Oricât veți lua, va trebui să împărțiți cu alții. Și ultimile două reguli scrieți cu roșu. Niciodată să nu stați pe gânduri dacă să luați sau să dați mită. Nu sunteți primii, toți și-au pierdut cândva virginitatea. Și ultima regulă, cel ce nu ia mită, nu este demn de ea. Vă mulțumesc. Mulțumim, excelență. Noi avem o mică surpriză pentru dumneavoastră. Da. Eu, medicina, sunt cea mai coruptă. Am luat în viața mea mită multă, multă, multă. Jurământul lui Hipocrate, pe care l-am dat, cu sânge rece mi l-am încălcat. Nu știu ce înseamnă să fie cinstit. Conștiința mea de la bani s-a negrit. Viața cu demnitate eu nu mai trăiesc. Copiii ce i-am cu banii hrănesc. Am multe daruri, multe bogății. Banii se adună în fiecare zi mii și mii și mii de mii. Sunt înestulată cu tot ce-mi doresc. Mită să ia pune, eu iubesc. Noi suntem bărbuni, suntem bolnăviori, așteptăm doar bani, cadouri și flori. Pe zi ce trece, cădem tot mai jos. Alte vorbe, ar fi deprisos. Noi ne-am stricat, ne-am atrofiat. Corupția este legea asta, străiască corupția! Vai, sărmana sfânta mită, zboară, zboară, până pică. Unde vede o valiză, intră acolo fără viză. Iar de vede o diplomată, câtă că este întrebată. Dacă n-ai un să cadă, și-o apucă trist suspinul.
Te rog. Ivan Primarovici. Miss Primarovna. Polițist Ilici. Justiția Ivanovna. Educația Ivanovna. Vameș Ivanovici. Medicina Ivanovna. Inspectorița Fiscalovna. Vă mulțumim mult! La revedere! Vă mulțumesc, doamnă reștiură! Vă mulțumesc! 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 Am scăpat. Stimați funcționari, aveți în fața dumneavoastră pe cea mai redentă slugă a poporului. Eu, care, în calitate de consilier, am luptat și lupt pentru idealurile dumneavoastră, ce nu am fost luată în serios de către Ivan Primarovici, care nu are nici funcție necesară și nici susținerea politică. Eu m-am născut în primărie și trebuie să devin cu orice preț primar. Și, apropo, eu nu v-am spus cine sunt. Sunt observator din partea Centrului Național Anticorupție și am aici probe că susțineți și încurajați corupția. Alegeți! Ori recunoașteți că ați greșit, ori veți înfunda pușcăria. La revedere! Știți asta și știți cum am ajuns în primărie. Cui nu este lene, mă înjură de parcă tot rău îmi fac eu. Nu este adevărat, oameni buni. Eu fac doar ce dictează sistemul. Oameni buni, eu sunt un prizonier nefericit în mâinile excelenței sale, corupția Ivanovna. Doar ea este izvorul tuturor relelor ce le se întâmplă cetățenilor și poporului. Toate întrebările, acuzațiile și înjurările să-i le dați ei, nu mie! Oameni buni, salvați-mă, ajutați-mă și primiți-mă în rândurile voastre și promit că nu o să vă dezamăgesc! Gata! De azi gata! Vreau să fiu cinstit și fără păcate, așa cum m-a născut mama. De azi n-am să mai oblig pe nimeni să dea minte, dar absolut pe nimeni. Dar nici n-am să opresc. Dreptul cetățeanului este lege pentru mine. Și de azi vă rog și vă implor să nu mai dați minte, să vă lăsați de acest viciu, așa cum se lasă șarpele de pielea lui. Haideți să fim cinstiți! Haideți să nu mai dăm minte! Împreună putem opri corupția! Noi putem opri corupția! Domn primar, domn primar, eu sunt total de acord cu dumneavoastră, domn primar. Sunt gata să luptăm cot la cot, scoatem corupția din societatea asta noastră. Spunem toți nu corupției, jos corupția! Da, sunt Miss Primarovna. Da, sunt frumoasă, chiar dacă am o cicatrice. Sunt cea mai frumoasă femeie. Cum am ajuns Miss? Nu vă spun, că poate nici eu nu știu.
Poate că tatăl este parlamentar și mi-a dat și acolo câțiva lei să ajung cea mai frumoasă. De când eram mică, tăticul meu mi-a spus că voi deveni o prințesă. Și uite, astăzi așa și este. Sunt populară. Peste tot se vorbește doar despre Miss Primavera, adică eu, care închipez gingășie, bunătate, sinceritate. Să fiu sinceră, chiar și fără mica susținerea lui tatăl, ajungeam și Miss Orb, fără discuții. Cei care sunt împotriva mea vor avea de-a face cu tatăl meu. Vă mulțumesc! Vane și Ivanovici mă numesc și Mita știu să o mănuiesc. Eu nu sunt corupt, dar ce să fac? Cum să procedez dacă acasă familia cere și cere din ce în ce mai mulți bani? Cum să nu le duc câte ceva din coleturile și bagajurile pline cu dulciuri, ciocolături, bunătăți aduse de la Spania, de la America, de la Rusia? Eu nu sunt corupt, eu doar ajut oamenilor să le fie mai bine, să treacă granița mai rapid. Și plus la toate, fac salariul fără să mai ascep sfârșitul lui. Sunt un om cu suflet mare și cu buzunar adânc. Și doresc copiilor mei tot ce mi-e bun. Eu sunt inspectorița fiscală. Cine sunt eu? Eu vă controlez toate averile. Și n-am să permit nimănui să-mi spună că eu iau mită. Corupția e banovna și sistemul se îndepină. Ei vin, îmi lasă bani în buzunare și apoi dau vina pe mine că sunt coruptă? Nu. Îmi lasă bani să îmi construiesc case de sute de mii de euro, să cumpăr mașini de lux băiatului mai mare, băiatului mai mic, soțului și amantului. Da, eu tac, deoarece corupția e varumna și întreg sistemul în mânc ochii cu bani. Eu tac atunci când vine cineva cu declarația pe venit falsă, eu tac când cineva întârzie cu declarația pe venit. Da, deoarece ochii mei sunt unși cu cel mai lunecos ulei. Bani, da, mie îmi plac banii, dar cum nu-i plac? Da, și pe sfârșit, vreau să vă spun că doar voi puteți opri corupția. Doar voi puteți opri acest viciu social. Mulțumesc! Eu, cea mai albă dintre voi, vin în fața domniilor voastre, ca să mă destăine. Fiind o fiică lui Hipocrate, recunosc că niciodată, de când practic această meserie, nu am lecuit pacienții până nu puneau ceva valută în buzunar. Dar vina nu este a mea, ci a sistemului, care ne conduce ca pe niște pietoni atrofează creier. Originea acestui viciu se află în creierul excelenței sale, corupția Ivanovna. Ea este marca care a dat naștere atâtor specimene infecțioase. Iar eu am căzut în plasa ei. Stimați pacienți, iertați-mă, ajutați-mă, salvați-mă de această boală infecțioasă și jur că mă las de corupția Ivanovna. Gata, mi-o spun chiar în acest moment din piept să fie dusă lecția de boli infecțioase, să fie distrusă. Marțe polițelor de asigurare care m-au făcut părtașă să devin coruptă. Voi puteți opri corupția. Noi putem opri corupția. Să oprim corupția! Onorată asistență, stimați oaspeți, stau în fața voastră ca la spovedanie. Astăzi mărturisesc cu sufletul îndurerat, dar eu sunt o jertfă a corupției Ivanovna. Ea m-a mințit și m-a înșelat, precum că mita este sinonimul cuvântului bacalaureat. Tot ea mi-a adus argumente solide, precum că corupția atrage dragostea față de carte. Eu m-am informat din Sfântul Google și păcătosul Facebook și am rămas șocată să descoper
acest adevăr științific. Dragii mei, eu niciodată nu am fost coruptă. Sistemul e de vină. Eu nici până astăzi nu pot înțelege cum ajungeau flipulețele cu banii sertarul meu. Pentru că da, voi mi le-ați pus. Of, am amețit. Dragii mei, vă rog de azi înainte să vrem să fim civilizați. Noi împreună suntem o forță și putem opri corupția. Noi trebuie să oprim corupția. Gata, destul! Eu, Justiția Ivanovna, ca reprezentantă a respectării legii și drepturilor omului, declar. Da, eu am luat mită. Da, eu iau mită și da, vă luați ce v-am putea. Da, mie îmi plac bani, dar cum îmi plac bani? Îmi plac banii fiindcă ei nu au miros. Chiar dacă banul este ochiul dracului, acest instrument miraculos, numit în popor ciocănaș, este ochiul siguranței în ziua de mâine. Iar el a dezmer ciocănașul contra sărăciei. Și știi de ce? Nu știți. Și nici n-am să vă spun. Fiindcă voi ăștia care ne acuzați că noi suntem corupți, că nu respectăm legea, că trecem peste cadavre, ci că după voi ar trebui să fundăm pușcările. Să vă fie rușine! De trei o rușine! Da, nu ni s-au mărit salariile și foarte bine! Bine, zicea corupția Ivanovna. Bate odată cu ciocanul și se umple cu zâmnarul. Dar astea nu înseamnă că sunt coruptă. Nu, fiindcă în țara asta ciocanul face legea. Trăiască ciocanul, cel mai inofensiv instrument din toate timpurile, care a fost inventat și de cine? De excelența sa, corupția Ivanovna. Apropo, conform articolului X, paragraful Y, aliniatul Z, mita este stimulentul perfect ce combate sărăcia. De aceea, eu vă doresc să vă dea sărăcia, sănătate. Mita vrea stabilitate. Cine ia, are de toate. Iar eu am de toate, fiindcă voi lua mită. Dar voi puteți opri corupția. Ce jalnic. Doar ciocanul e soluția. Of, of. Ce dor, ce chin, ce jale, pentru acei ce n-au parale. Ce dor, ce chin, ce jale noi, pentru acei ce n-au parale. Ce dor, ce chin, ce jale. Chiar voi puteți opri corupția? Eu vă observ pe toți. Cu toții veți răspunde și pentru tine va veni acel moment. Noi putem opri corupția.